Am aici un păr, dar de fapt se întâmplă la toți pomii fructiferi și la vița de vie. Se face mușchi, se poate face mușchi pe el, care ține diferiți de unători. Acesta are mulți ani, nu l-am îngrijit niciodată așa cum ar fi trebuit să-l fac. Anul acesta am să-l cureț cu perea de sârmă. După cum se vede, el a mai fost atacat de diferiți de unători. Am văzut și ciocănitoarea pe aici. Asta înseamnă că în timp a avut omis diferiți de unători. Nu știu eu pe toți acum. Se vede aici răni. Aici este ceva, se vede cum a scos din el un dăunător, i-a scos din coajă, l-a mâncat în interior. Acest mușchi se face pe ramuri și sub el sunt diferiți dăunători. El se poate înlătura când este puțin cu produse chimice, cum este antimus. Dar acum este prea înaintat, așa că trebuie curățat. O să-l cureț cu perea de sârmă. Cred că se vede diferența. După care am să amestec var cu substanțe pe bază de cupru și un insecticid care rămâne mai puțin, deci nu insecticid de contact, un insecticid mai puternic. Acest mușchi se duce pe ramuri, ăsta s-a dus de la început și îl face, dacă în anumite condiții, pomul rodește mai târziu. El distruge ramurile, cum încerc să vă arăt, le îmbătrânește și uite, numai la vârful ramurilor mai pare sănătos. În rest, pare cam mort. Deci eu am să folosesc pe coroană, nu, dar aici la rădăcină, până la unde pleacă mai multe ramuri în direcții, am să amestec, am spus, var cu un insecticid și ceva pe bază de cupru. Nu știu încă ce o să pun, că am mai multe pe aici. Contează mai puțin. Ei, nu se mai poate. Acum nu mai pot să pun ulei. Uleiul se pune toamna. Acum este deja sfârșitul lui februarie, este cald. Nu prea s-a întâmplat așa ceva și au plecat lăstarii, la unii pomi au plecat lăstarii. Când pleacă lăstarii și deschid flori, cu ulei, nu mai face, deci distruge, nu distruge florile, dar intră la flori și nu mai poate, nu mai dau fructe, rămâne fără fructe, așa că eu nu o să mai folosesc ulei. Am să-l curăț și am să dau cu ce am spus. Bineînțeles, nu pot eu să-l curăț tot, dar ce pot. Poate am să mai dau și cu antimus în vară, că până acum nu am știut. Așa, coaja asta este uscată, care se duce jos, se poate înlătura. Pentru că nu mai folosește la nimic. Nu trebuie distrusă coaja care este prinsă de, numai cea care e putrezită. Uite ce ușor se desface. Asta nu mai folosește la nimic, doar ca să intre insecte pe sub și să nu poți să-l tratezi pomul de următoarele
pentru că acum trebuie tratat tot, nu mai poți să faci nimic fără tratament, nu mai merge.